Astăzi de dimineață, două autoturisme s-au ciocnit în apropierea sensului giratoriu de la primărie. Un șofer în vârstă de 63 de ani, în timp ce se deplasa pe șoseaua București spre centru, la volanul unui autoturism Logan, a izbit o altă mașină marca Volkswagen Passat, condusă de o femeie de 31 de ani, ce venea din spatele său. Am oprit pe dreapta, am lăsat soția să coboare și când am plecat a venit o persoană și a intrat în mine, domnișoar. Nu s-a asigurat sau ce s-a întâmplat? Nu pot să știu, că mi-am pierdut conștiința. Pentru un moment mi-am pierdut conștiința și n-am mai știut de mine. N-ați realizat ce s-a întâmplat? Da, da. Unul din martorii oculari susține că vinovat de producerea accidentului ar fi șoferul Loganului, pentru că nu s-a asigurat când a plecat de pe loc. Probabil cel cu Loganul roșu a fost de vină. Vedeți că cel cu Loganul? Da, a ieșit de aici și a blocat drumul și a intrat în el în plin. Dar domnul cu Loganul roșu spunea că a intrat o șoferită în el. Păi a intrat din cauza că nu s-a asigurat. S-a ieșit din parcare. E normal să intre, nu? Dacă nu te asiguri, intră șoferul în tine. A fost scurt. S-a băgat în fața ei. Pe asfalt s-au împrăștiat bucăți de piese și cioburi, iar circulația în zona a fost oprită preț de 10 minute. În urma impactului, airbag-urile mașinii conduse de femeie s-au declanșat, iar aceasta a ajuns la spital cu răni ușoare. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto, care a fost transportată la Spitalul Municipal Giurgiu. Ambii conducători auto au fost testați alcool scop, rezultatul fiind zero. Șoferului de la volanul Loganului s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.